Bun găsit, Maria, bun găsit, doamnelor și domnilor. Iată, în aceste momente vedem practic finalul operaționalizării celei de-a doua baterii Patriot din dotarea armatei române. Până în acest moment, practic, cea mai mare achiziție a armatei române. Ne reamintim faptul că în noiembrie a fost prima baterie operaționalizată și în aceste momente, în cadrul exercițiului Ramstein Legacy, la care suntem și noi prezenți, este această procedură de operaționalizare a sistemului Patriot, la celei de-a doua baterii a sistemului Patriot. Discutam în cursul zilei de ieri cu comandantul regimentului 74 Patriot, care ne explica faptul că această operaționalizare înseamnă practic certificarea faptului că personalul și tehnica sunt capabile să ducă acțiuni reale de luptă. Este practic încununarea muncii acestor oameni din regimentul 74 Patriot de pregătire pentru acest moment. Sunt oameni care au fost la pregătire în Statele Unite și mai apoi și-au continuat pregătirea în România pentru ca acest sistem să fie oricând gata de luptă în caz de nevoie. România a făcut această achiziție cu ani în urmă. În 2022 primele sisteme au intrat în dotarea armatei române. Așa cum vă spuneam, a fost cea mai mare achiziție pe lângă cea pe care urmează să o facem cu avioane de generația 5 F-35. 4 miliarde de dolari a costat această achiziție. Am cumpărat 7 sisteme Patriot. În acest moment sunt 4 sosite în România și astăzi, iată, vedem în direct la televiziunea română operaționalizarea celei de-a doua baterii. Pregătirea acestor tineri, vă spuneam, a durat foarte mult și este un sistem foarte important pentru apărarea aeriană a României, pentru că este considerat unul dintre cele mai avansate sisteme care există în acest moment în lume, iar România are ultimul model al acestui sistem Patriot. La acest exercițiu sunt și germanii cu o altă versiune de Patriot, una puțin mai veche decât cea pe care o deținem noi în aceste momente. În cadrul exercițiului sunt militari din 9 țări care în această perioadă s-au antrenat, iată, în exerciții de antiaeriană în capul Midia, aici în acest poligon de tragere cel mai mare și singurul pentru astfel de trageri din România. A fost un exercițiu la care, pe lângă România și Bulgaria, care au avut cele mai multe forțe pentru exercițiul, se desfășoară și în Bulgaria în paralel. Cei care au venit cu cele mai multe forțe sunt și germanii. Vă spuneam mai devreme că și ei au venit cu un sistem Patriot în cadrul acestui exercițiu și ne-au și demonstrat în cursul zilei de ieri care și cât de repede se poate monta un astfel de sistem. Ne explicau că din momentul în care toate elementele sunt în poziție de tragere, durează maximum 20 de minute. Sistemul este unul foarte complex și are inclusiv un radar care detectează și urmărește țintele, care mai apoi trimite aceste date către o stație de control care le procesează și le trimite către stația de lansare aflată în apropierea radarului. Vă spuneam că sistemul Patriot este, pe care îl are România, este unul dintre cele mai avansate care, sau cel mai avansat care există în acest moment pe piață și revenim cu imagini și detalii pe măsură ce le vom avea.